Scopul proiectului GESDUR este realizarea cadrului necesar pentru protejarea biodiversității și patrimoniului natural de pe teritoriul ariilor protejate prin sprijinirea unui management performant și durabil, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000. În județul Giurgiu sunt mai multe situri din această rețea care sunt incluse în proiectul GESDUR. Principalele activități cu rezultate semnificative care se desfășoară sunt elaborarea a două planuri de management, două planuri integrate de management pentru 5 situri Natura 2000, 5 arii protejate, sunt 3 situri Natura 2000 și 2 rezervații naturale de pe teritoriul acestor 3 județe, Giurgiu, Teleorman și Călăraș. Practic, aceste planuri de management și toate studiile și documentațiile care se elaborează în cadrul proiectului nostru au rolul de a sprijini protecția și conservarea speciilor de plante și animale considerate protejate la nivel european și la nivel național de pe teritoriul acestor situri Natura 2000 și arii naturale protejate. Printre obiectivele proiectului GESDUR se numără și îmbunătățirea managementului ariilor naturale protejate, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța acestora. În cadrul proiectului vor fi organizate întâlniri de informare în diverse comunități, inclusiv în unitățile de învățământ.